Acest certificat digital, într-adevăr, ne oferă posibilitatea de a călători în Europa, însă nu ne va asigura de faptul că țările nu vor impune, da, restricții suplimentare. Am văzut și dau un exemplu, Grecia, aseară, a anunțat că la intrare în țară, pe cale terestră, se vor face teste aleatorii. Deci nu toate țările ne asigură, e posibil ca atunci când mergem într-o țară să avem măsuri suplimentare, să ni se ceară un test sau nu în continuare. Acum sunt câteva lucruri importante pe care trebuie să le clarificăm. În primul rând, există în continuare o competiție între desfășurarea campaniei de vaccinare pe de-o parte și felul în care și ritmul cu care apar noi variante îngrijorătoare care pot să scape cel puțin parțial răspunsul imun dat de formele actuale de vaccinuri. Asta este un lucru. Deci de aici și amenințarea și necesitatea atunci când situația o impune a unor măsuri suplimentare. Dar existența acestui certificat, acest certificat nu este altceva decât o formă digitală a unor documente pe care noi le foloseam. Nu este un pașaport, nu vine cu beneficii de călătorie, nu vine cu posibilitatea de a elimina restricții de călătorie. Avantajele sunt date de starea de fapt și de apartenența la una din situațiile și din statusurile epidemiologice. Fie că vorbim de partea asta de vaccinare, fie că vorbim de partea de testare sau de trecerea prin boală. Deci acestea sunt elementele importante. Certificatul nu este altceva decât o formă digitală a acestei dovezi, pe care o avem în momentul de față fizic și, așa cum spuneam, este necesită timp și nu ai cum să ai lucruri foarte precis dacă le faci dintr-o perspectivă manuală. Să stai, să iei la mână fiecare certificat, fiecare adeverință, să vezi dacă e validă sau nu, să vezi dacă e autentică sau nu. Deci asta înseamnă acest certificat digital. O formulă digitală, rapidă, care îți permite să reduci timpul de așteptare și toate plăcerile asociate unei statului la coadă. Efectiv, ai trecut prin aeroport, la punctul de trecere a frontierei, scanezi codul QR pe care l-ai fie pe telefon, fie în varianta printată și dacă te încadrezi și cu varianta de vaccinare te încadrezi, ai cele mai mari beneficii, va apărea o bifă verde care va certifică de fapt că lucrul este ok. Deci putem avea și țări care să impună restricții ce în perioada următoare. Vorbim de politicile epidemiologice care acestea pot varia și sigur că variază. Fiecare țară e liberă să decidă cum își primește turiștii. Aici sunt câteva lucruri pe care trebuie să le considerăm. Pe de o parte, trebuie să ne uităm la situația epidemiologică specifică fiecărei țări. Pentru că sunt țări care au putut să gestioneze mai bine toată pandemia și altele care au fi putut să facă mai bine și nu le-a prea, n-au avut aceleași la fel de bune rezultate. Și atunci aici sunt evident criterii naționale, criterii locale care prevalează oricărui drept, inclusiv dacă ne uităm la drepturile fundamentale ale Uniunii Europene, dreptul la liberă circulație, însă se prevede foarte clar că în cazuri de forță majoră sau de crize de sănătate publică, atunci statele poate să își deseneze politici evident de sănătate care nu fac altceva decât să fie adaptate caracteristicilor populației locale. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, aceste lucruri pot varia, la fel cum dădeam exemplul României, de la țară la țară, adică avem țări pe trei categorii, verde, galben și roșu. Dacă vii dintr-o țară care este în categoria țărilor roșii, singura stare de fapt care te scapă de intrarea în carantină este posibilitatea de a dovedi faptul că ești vaccinat. Pentru că medical înseamnă că chip că vii dintr-o țară unde transmiterea este ridicată, este o transmitere comunitară a virusului. Faptul că ești vaccinat îți oferă o protecție și pentru situația în care ai interacționat cu virusul respectiv. Și atunci protecția imunitară pe care o ai face ca sistemul tău imunitar să reacționeze foarte prompt cu virusul, cu particula virală și să ai o probabilitate foarte, foarte mică de a transmite mai departe virusul. Pentru că astea sunt, știți, toată pandemia ne-a schimbat viața semnificativ profund, nu numai la nivel național, regional, global, ci și la nivel individual. Și atunci sunt câteva expresii, sunt câteva cuvinte care au căpătat sensuri, care s-au îndepărtat poate de originea lor inițială și de menirea lor adevărată. Măsurile epidemiologice, restricții, celebrele restricții, sigur că este efectul vizibil este acela unor
restricții pe care ne modelează comportamentul și viața de zi cu zi. Însă astea nu sunt puse așa în van, fără nicio explicație. Sunt singurele lucruri pentru care există dovezi științifice că că rup lanțul de transmitere virală de la o persoană la alta. Și asta înseamnă, de fapt, că îi protejăm pe ceilalți. Bref, ce vreau să spun este că da, țările pot să-și adapteze politicile epidemiilor, ci în funcție de contextul local, pe de-o parte, și în funcție de de contextul pasagerilor care sosesc din anumite contextul țărilor de unde sosesc anumiți pasageri, în funcție de situația epidemiologică de la țară la țară. Varianta prin care atestăm apartenența la o stare epidemiologică este, avem pe cea clasică, prin adeverințe, prin certificate, dar începând de astăzi și în România avem și varianta digitală care ne facilitează un transfer foarte rapid la punctele de trecere a frontierei.